dimineața. Bună seara, stimați spectatori, ca de obicei ora 18, ora adevărului, emisiune cu și pentru dumneavoastră, o emisiune în care aducem în studio oameni importanți care ne pot lămuri, putem povesti anumite lucruri de interes general pentru conjudețenii și concitadinii noștri. O discuție foarte interesantă astăzi pentru că îl avem alături de noi pe Catinel Rad și sigur că da, putem, așa cum îl cunoașteți, cei care îl cunoașteți pe Catinel, putem discuta foarte, foarte multe probleme. Dar ne vom axa astăzi pe un eveniment, să zic așa, cum se spune, nu o sărbătorire, ci până la urmă o comemorare. Cam așa ceva ar fi, da. Trecerii Olimpiei în divizia B. Deci sunt 20 de ani. De când a retrogradat Olimpia? Olimpia a retrogradat, acum nu vreau să zic pentru ultima oară în divizia B, că cine știe, poate mai revine. Să sperăm să mai prindem și noi. Dar acum 20 de ani a retrogradat Olimpia în divizia B. Sigur că de asta este oarecum pretext. O să vorbim despre Olimpia, despre Olimpia acelor ani când la conducerea echipei era și Catinel și sigur că da, foarte multe alte lucruri interesante. Dar nu înainte de a ne face rolul de emisiune informativă, să prezentăm titlurile, ce s-a întâmplat, ce se mai întâmplă, le discutăm împreună cu invitatul nostru. Deschidere de ziar în Gazeta de Nord-Vest. Paul Stănescu va fi președintele executiv al partidului. Am avut și o emisiune cu Paul Stănescu, dacă mai țineți minte, pe vremea când se ocupa de proiectele în desfășurare, era atunci vicepremier și cu atribuții de Minister al Dezvoltării, era la Ministerul Dezvoltării, am avut atunci o emisiune cu el, discutam și despre Satu Mare și ce se va întâmpla și în Satu Mare. Iată acum a ajuns președinte executiv al partidului, după ce, sigur că da, a ținut capetele tuturor publicațiilor, președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost închis, are de executat 3 ani și 6 luni, vom vedea cât va executa până la urmă. Aici vreau să fac o paranteză. Telespectatorii care mi urmăresc emisiunile știu că nu am fost vreodată vreun fan al lui Liviu Dragnea. Cu vreun an chiar am avut o emisiune în care prietenul nostru Doru îl desfința pe Liviu Dragnea aici, în acest platou și în această emisiune. Deci n-am fost vreodată vreun fan. Ceea ce se întâmplă acum, în schimb, mă deranjează și, fără să fiu vreun fan al lui Liviu Dragnea, mi se pare că foarte mulți dintre colegii lui sunt de cea mai joasă speță. Adică, da, sigur, justiția a hotărât, e discutabil, trebuia să ia, nu trebuia să ia cu executare, poate avea bube multe altele mai mari decât acestea care practic se practică peste tot că a angajat niște oameni pe munca de partid, asta au făcut-o și o fac în continuare toate partidele, având a doua condamnare după cea cu referendumul, că îmi venea să râd, deci Dragnea a avut prima condamnare cu executare, că de-aia a doua n-a mai putut să o ia cu executare, a avut-o cu suspendare pe faza cu referendumul, că făcea cum să zic, atunci nu lumea să meargă la vot. Acum președintele țării Klaus Iohannis îndemna lumea să meargă corect la referendum. Adică nu l-a arestat nimeni. Deci iară judecăm cu dublă măsură. Ok, o fi având Dragnea altele, a fost până la urmă o sentință a judecătorilor, nu comentăm. Ba, le comentăm. Adică, cum adică nu comentăm? Că doar sunt oameni și trebuie. L-au prins acolo 5 femei, din care una a cerut redeschiderea sau retrimiterea la completul de trei. Exact, iar celelalte 4... Ok. Dragnea a ajuns la pușcărie. Acum, cum reacționează unii dintre colegi? Mi se pare de-a dreptul, și acum am să fiu eu avocatul diavolului și am să iau eu apărarea lui Dragnea. Adică nu poți tu să spui Oprișan că Dragnea e de vină, că PSD, bă, Oprișan, dar tu ce ai făcut la tine acolo? Că ai pierdut. Ai luat bătaia, ai luat în freză. A bătut USR-ul pe unde v-au prins și pe Olguța Vasilescu la Craiova și pe Firea la București. Pe unde v-au prins, v-au bătut.
Și sigur, Dragnea e vinovatul principal. Nu contest. O fi având și Dragnea, vina lui, cu siguranță că s-a cramponat în anumite chestii. Poate vina lui cea mai mare a fost chiar că a avut încredere cu, în unii de ăștia apropiați. Președinții care, acum, care au zis cum, la noi sunt voturi, stați liniștit. Da, și iată, acum încep să sară. Deci asta pe mine mă enervează foarte tare. E chestia asta. Eu n-aș vrea să cred că e tipic românească, dar o întâlnim foarte mult cam în România. Deci când ai văzut, până acum toți îl lingușau pe Dragnea, ce băiat frumos, ce ăsta periau mustața, iar acum s-au trezit toți. Păi nu, că Dragnea, bă, opriceam, dar tu de ce ne-ai spus înainte? Sau de, ăștia mari și tari. De ce nu ați zis înainte, domnul președinte, nu e bine ce faci? Nu, totul era bine până acum. Deci eu nu sunt de acord cu... Și din păcate, așa cum spunea și Catic, e tipic românesc. În momentul în care ai probleme și ai... Toată lumea îți întoarce spatele, mai mult îți mai dă un picior în gură dacă poate... Catic, cred că ai pățit și tu... Am avut și eu o problemă în 1993, care am văzut și eu atunci... El îi devine gata, dar nu făcusem cine știe ce. O chestie nouă, în fine. Ce așa se mai întâmplă? Eu zic așa, ca idee. Deci, e, până la urmă, așa reacționează românii. Da, eu, da. Nu mi se pare ok. Da. Adică, dacă ești cu cineva, ești până în capă. Dacă nu ești. Și dacă te ține, îi spui omului ce greșește atunci. Când greșește, nu după aia. Acum, toți sunt șmecheri. Am mai avut și noi la noi, la club, la Olimpia, de exemplu, atunci cu Vasile. Doamne ferește ce s-a întâmplat, chiar am zis că a fost primul caz, mi se pare, când un președinte de club a fost arestat. Și da. Am zis că ce urât. Că... Și atunci unii s-au bucurat, alții i-au întors spatele. Știu că eram pe la radio atunci când a ieșit, chiar am luat un... A intrat telefonic cu noi, Vasile, și... Da. Da. Deci, nu mi se pare... Asta e un aspect, că acum sunteți sătui de politică cu siguranță și de... PSD-ul a pierdut alegerile, clar. Trebuie să-și vadă fiecare în ograda lui. Că exact cum ăștia au rămas acum fără tema, fără obiectul muncii, USR-ul mai ales, dar și PNL-ul, că toată campania a fost contra Dragnea. Bun, nu mai e Dragnea, nu știu ce programe cine aveți, că nu mai aveți obiectul muncii. Dacă au ceva, se spune, vrem asta să facem pentru România, pentru populație. Jos Dragnea. N-au nimic, numai Dragnea. Jos Dragnea, ok, nu mai e Dragnea. Culmea, și ăștia din guvernul lui Dragnea numai aveau problemă cu Ministerul Justiției, cu legile, cu codul penal. Nu e ok, hai să-l facem, hai să-l modificăm, altceva nu auzi la... televizor. Da. Din păcate. Asta e una la mână. A doua. Deci tinerii frumoși și liberi au ieșit la vot foarte bine. Asta e o democrație adevărată, să fie prezența la mare la vot și să se voteze frumos și cinstit și așa. Dar dacă scopul votului a fost acesta, eu sunt ușor dezamăgit. Adică a plecat Dragnea la pușcărie. Și cine, mă? Președintele Camerei Deputaților propusă de PNL și USR, Raluca Turcan? Pă, nu vă supărați pe mine. Dacă credeți că dacă asta e schimbarea, revoluția, uite... A fost aleasă cumva sau? Cum? Sau propusă numai? E propusă. A. Bun, dar sunt la consens și PNL-ul și mai grav USR-ul. USR-ul, ca să mă exprim academic, a pus botul la chestia asta. Raluca Turcan, noi care lucrăm în presă de niște ani, știm cine e Raluca Turcan. Dumneavoastră, care urmăriți politica, vă mai aduceți aminte de Raluca Turcan, nu? Care striga, cum face Orban acum, cu cine este? Raluca Turcan era cu Udrea. Ea cu Udrea, cea mai tare, cea mai... Se mira cum poate să fie așa de frumoasă și inteligentă. Udrea există înregistrările, adică despre ce vorbim, că nu suntem cu toții amnezici. Mai am urmărit unii politica, vrând, nevrând. Și acum PNL-ul și USR-ul o aduc în prim plan pe Raluca Turcan ca președinta Camerei Deputaților. Acum, cu toată dragostea, repet, n-am fost niciodată un fan al lui Dragnea, dar parcă totuși e
pe al politic vorbind de altceva. Da. Victorie, eu zic că hai să trecem noi la ale noastre, că politica asta... Că politica e așa cum toată e. Toată lumea, da? Se pricepe la politică, agricultură, fotbal și muzică ușoară. Da. Da. Până la... Am văzut pe Facebook niște persoane care m-au surprins prin felul cum s-au adresat împotriva PSD-iștilor, împotriva lui Dragnea, niște expresii pe acolo care am zis nu este posibil o femeie să facă niște afirmații în scris pe Facebook, pe urmă niște bărbați în toată firea. Dar femeile aia cu cuvântul ăla cu M, cum fac? Că nu au cu ce, dar... Da. Nu știu, în orice caz am zis, băi, să scrii, să-ți vadă toată lumea fața acolo și cum te cheamă și să scrie acolo că vreau nu știu ce și nu știu cum. Nu o să faci așa ceva, indiferent de cine, că, dar nu împușca pe nimeni acest Dragnea, a fost, i s-a stabilit pedeapsa, este... Păi da, acum o să mai, un timp o să mai fie asta, dar după aia ce se va întâmpla? Că zic, rămân fără obiectul muncii, nu știu ce o să mai... Nu știu, că acum culme, deci stai tu că o propus-o pe Raluca Turcan, da. Care este lumina politicii românești. Înseamnă că sunt pierduți, ajung sus și nu-și dau seama de ce au ajuns acolo, sau ce au de fapt. Asta e problema lor. Au câștigat net. Corect, alegeri. Da. Mai apare acolo încă o treabă, chestia aia cu DMR-ul, că are voturi atâtea peste tot. Da. Și acolo este ceva... Da, ceva e putred în Danemarca. În fine, ca la noi, la nimeni. Au voturi prin Teleorman, apropo, da. Prin am văzut într-o seară pe TVR2 o scrisoare pierdută cu mari actori, cu Jugaru, Demrădulescu, Octavian Cotescu, cu Mariana Mihus, cu Victor Rebenjuc și... Am zis, domnule, ce se potrivește cu ce se întâmplă astăzi? Aceste lucruri care Caragiale erau în perioada anilor 1870 și 1883, o scrisoare a treia, că în perioada aia s-a... Da. Și se potrivește acum. Am ajuns în 2021, în 2018, 19, vom fi și în 2021, cred că tot așa. Primesc așa știri și eu de ultimă oră de la Târgul de Carte din București, unde domnul președinte își lansează iară, nu și-a mai lansat cartea aia, și-o tot lansează acum și-o lansează. Nu, că a lansat-o la Cluj. La Cluj. În Ardeal și acum probabil în București. Așa, și îmi scrie sora mea care e acolo că mai mult se pepiși decât presă sau fani. Păi acum, eu știu că ăsta Iohannis e cu lucru bine făcut, dar acum chiar și scriitor, acum... Cine să se îmbulzească acolo să ia autografe pentru talentele literare a domnului președinte. Vezi ce bine e că ai și poți să și te exprimi și în scris. Că dacă e greu cu vorbitul, măcar în scris. Poate scrie, da. Se scrie. Da. Poate fi și el, ca și Becali, că și Becali a scris câteva cărți pe acolo. Da, Becali Gigi, băgat, Gigi, da. Gigi, păi, ce, da. Și ce? Am carte de la el, da, cu dedicație. Contești că ar fi un bun... Chiar Becali cred că a avut o viață care merită scrisă. Da, corect. Deci da. Chiar... Nu numai da. El, și noi am putea să scrie niște cărți despre activitatea care... Mai ales când ești la un club de fotbal. Da, mai ales da. Atunci. Multe titluri interesante în ziarul de mâine, cu rachete anti-grindină și în Satul Mare... E bine, dar a trecut grindină. Ieri am înțeles că a fost rău. Dezastru. Eu trebuia să mă duc la Baia Mare. Noroc că parcă cineva mi-a spus nu merge nicăieri, că probabil veneam și eu cu parbrizul spart sau... Ții minte cum am avut noi acum vreo 4 ani, nu? Toate mașinile erau... Da, când erau șupite. Acum la Zalău a fost cică așa. Aveam impresia că parcă se pușcă cu... o pușcă mitralieră de pe bloc, așa auzea, trrr, pe mașini cum bate la grindină din aceea, da, mare a și distrus atunci toată. Dar acum, la noi în județ, nu cred că, la Zalău am înțeles că a fost rău, cum a fost la noi acum. Ba, și la pom eu bătut, știu că am vorbit cu sora mea, acolo a bătut grindina, dar nu atât de mare, Baia Mare încă, în zona aia încolo, Valea Vinului. Da, se pare că timpul ăsta e destul de capricios, altă dată... Catrin, în luna mai aveam niște zile de alea toride, de... Dimineața 1 mai o să deschidea ștandul de 1 mai. Corect. Dimineața mă îmbrac cu sacou și pe urmă după, dar nu știi ce să mai... să dai jos de pe tine, de căldură. Da, un accident între Botiș și Ciuperceni a fost, mă rog, cu 4 persoane încarcerate.
Sigur, multe alte titluri. Știi că am văzut o chestie, apropo, acum cu Dragnea, că i-a transmis un mesaj Cristi Borcea. Să nu-și facă nicio problemă, că atâta timp cât stă el acolo, o să aibă el grijă de Irina. Nu știu ce să zic, că Borcea e recunoscut, după cum știți, Cristi Borcea are un contract. Chinezii l-au solicitat pentru a-l duce în parcurile cu urși panda ca să învețe cum se înmulțesc în captivitate. Pentru că urși panda deci, au o problemă, sunt pe cale de dispariție și Borcea poate să-i învețe. Cum, eu dar zice cum... că Baciu George stă pe marginea drumului și îl vede pe Ion cu, venind cu vaca, o ține de lanț. Supărat, Ion. Ione, dar ce Dumnezeu-i cu tine, mă? Bă, zice, am fost iar la taur cu... Vaca, mă, nici acum nu s-o prins. Bă, uite, am încercat de 5 ori și... Și bă, dar cu Borcea n-ai încercat. Da, păi trebuia să încerce, că până la urmă, cine știe. Așadar, stimați telespectatori... Vreau să-ți mai spun ceva, Victor. Se împlinesc 20 de ani de când Olimpia a retrogradat din divizia, dar în 5 mai, Olimpia Satul Mare a împlinit 98 de ani. 98, pentru că în 21, dar mai țin minte de pe fanioanele acelea, 1921 da, e corect. Anul înființării. Și s-a înființat în 5 mai, cu culorile galben-albastru, și ce este culmea ironiei, că știi rivalitatea dintre Satul Mare și Baia Mare, minerul Baia Mare s-a înființat tot în 1921, în septembrie, pe 3 septembrie. Da. Și... Deci, practic, înseamnă... Nu știu ce aveam impresia că Olimpia e mai veche. Nu. Cu, adică deci, mai veche câteva luni. Câteva luni, nu. Deci nu e vorba de ani. Mai veche ca și noi încă este CFR Cluj, care e 1907, U Cluj 1919. Ei împlinesc 100 de ani de la înființare. Eu le-am în 2011, când s-a inaugurat Cluj Arena, cu ajutorul unei persoane... Le-am făcut un cadou de 100 de sticle de pălincă pe care era scris U Cluj 1919 și fotografia lui Cluj Arena pe partea cealaltă. Și le-am spus, bă, ce frumos ar fi dacă în 2019, când clubul vostru împlinește 100 de ani, să promovați în prima ligă. Da. Și au fost foarte aproape, bănuiesc că vor merge la baraj, că n-are cum să-i ajungă Petrolul. Astăzi trebuie să bată pe Pandurii. Sau mâine meciul? Mâine, cred că e. Da, cu Pandurii. Și înseamnă că intră Baia Mare? Nu. U Clujul merge la baraj, nu știu cu cine va fi, cu... A, Clujul. Cu... Clujul merge la baraj... Fermaștat sau cu... Da, că a bătut voluntariul, i-a bătut pe sau Fermaștat. Dunărea Călăraș, cu una dintre ele. Sau merge Chiajna, retrogradează? Eu cred că dacă... Clujul ajunge în baraj, indiferent cu cine, eu cred că se ia barajul, pentru că au o echipă bună. Dar nu știu ce fel de antrenor e Lobons, că nu e vreo... Nu știu, Bogdan Lobons... Nu e vreo somitate de antrenor. Să pierzi acasă niște da. Meciuri, bine, el era ăsta pe banca de la AS Roma. Păi, dă-i seama, țan. Știu, dar știi cum înainte e. Înainte l-au avut pe Falup. Pierzi cu Ripensia acasă. Dar niște puncte foarte importante. Care Ripensia până la urmă n-avea nicio treabă. Și Mioveniu a bătut acasă, deci ceea ce nu prea ar fi fost voie. Așa, ce mai vreau eu să spun? Haide că până la urmă să spun eu de Olimpia noastră. Nu, suincerat eram copil, adică copil, eram în clasa a 8-a, în 1969, când Olimpia a câștigat barajul și a promovat în Divizia B. Dar, în Divizia B? În Divizia B, în 1969. În 1934... S-a înființat Divizia B și Olimpia Satul Mare în toamna 1934. Și Olimpia, fiind înființată în 1921, s-a înscris în campionat în Divizia B. În acel an, noi am ajuns în sferturile de final ale Cupei României cu Olimpia fiind bătută de Chinezul București, care era campioana României. Chinezul București? Da. Nu Timișoara era chinezul. Ripensia era la Timișoara. Era Ripensia, da. Da. Ripensia care, da, apropo, i-a bătut După aceea, în 1936, deci la 2 ani după ce ne-am înscris în Divizia B, când s-a înființat Divizia B, am promovat în Divizia A. Dar în 1937 am și retrogradat. În 1969, când ți-am zis că după reorganizarea,
Când 1968 a fost reorganizarea teritorială administrativă a României. Da, și s-au făcut acele zone, nu? S-au făcut trei serii, practic, și atunci am promovat la baraj și ca în 1974 am promovat în divizia cu Gigi Staicu, antrenor. Până în 1976 am retrogradat, am repromovat în 77, tot cu Gigi Staicu, care plecase la Bihor și a revenit la echipă, și până în, până în 1980. Noi în 1978 am ajuns în finala Cupei României cu Craiova. Cu Craiova, unde am pierdut cu 3-1. Ionci Helve i-a înscris golul nostru. Bine, Craiova care era, avea o tradiție. La vremea aceea era o echipă care era în față acolo. Avea niște jucători la vremea aceea, începând cu Oblemenco, cu Marcu, cu Strâmbeanu, cu Nu era Filipoi. Chiar de nivelul Craiovei Maxima, care a fost nu, prin nu, anii... După aceea au mai venit Ștefănescu, cu Tilihoi, cu Cârțu, Negrilă, Ungureanu, da, echipa Crișan, aia... Balaci. Balaci, da. În anii 82, că nu sunt niciodată în 1982, când au ajuns până în semifinale, da, cu Craiova. Cu Craiova Maxima. Benfica ne-a eliminat, da, parcă, da? Am făcut... 1-1 aici acasă și era un suedez, Strömberg, parcă ne-a dat golul după ce am condus. Nu, Filipović ne-a dat aici și acolo, Strömberg. Deci am făcut meciuri egale și... Atunci păcate, i-am eliminat pe Bordeaux, parcă, nu? Bordeaux, care... i-am bătut cu 2-0 aici și am făcut 1-1. 1-0 am luat acolo și 2-0. Și nu o să niciodată, Tigana a dat o lovitură de la din 11 metri, au înscris acolo. Era... Și cu Hamburger, parcă. Hamburger Sport Ferai, parcă și pe ei am eliminat. Nu, nu, Dinamo a eliminat pe Hamburger, a, noi Dinamo pe Fiorentina am eliminat, da, la vremea aceea. Așa? Dar avea echipă, deci Olimpia, pot să zic că se bătea cu o echipă care deja se pregătea și care peste câțiva ani a ajuns echipă de talie europeană, vorbind noi de Craiova. Noi în acea perioadă reușisem să, cea mai bună performanță a Olimpia a fost în 1977, când ne-am clasat pe locul 9. Ce mai putem spune? Așa, a urmat iar în 1980 retrogradează în B, în 1993. După aceea am fost pe locuri fruntașe, chiar am perioada 90-91 la promovare. În 93 a fost retrogradată echipa Olimpia în divizia C cu o hârtie scrisă, semnată, găsită și pentru un meci care ar fi fost și cătrântit. Ca în 1995 să revină Olimpia după acel baraj de la Bistrița, nu? De la Bistrița cu CFR Cluj, unde am câștigat la 11 metri, unde Ovidiu Suciu a apărat 3 lovituri de la 11 metri. Era pe urmele lui... pe urmele lui... Duc Adam. După aceea... În campionatul 1997-98 am promovat în divizia, avându-l pe Gobi Bota antrenor, și în 99 am retrogradat, din păcate. Asta după ce se începuse oarecum furtunos, 3-0 cu Petrolul, parcă nu? Corect. În primul meci acasă... Dacă ții minte, în primul meci de acasă, la un moment dat Petrolul a avut o lovitură de la 11 metri. Au ratat ăia și pe urmă am dat noi 3 goluri. După acel meci am avut deplasare la Piatra Neamț și pe urmă am avut cu Oțelul Galați, care ne-au bătut cu 1-0, deși noi am jucat peste ei, unul Guriță, care venise, era pe zona de la Suceava, era în armată la Tășnat, la jandarmerie, și urma să fie luat la Olimpia. Și au plecat acasă și l-a luat Galațiu. Și Guriță ne-a dat acel gol. Pe urmă am avut mai multe meciuri, printre care am bătut aici pe Național cu 3-1. În fine, Național, care în vremea aia... Da, era cu Gino Iorgulescu, aveau avea o echipă destul de bună, cu Radu Niculescu, vârf de atac la ei, avea o echipă bună. Nu o să uit niciodată că la meciul retur m-am cazat la ei acolo la hotel, m-am dus de joia și...
vineri seara, sau în ziua meciului, am fost evacuat de acolo pentru faptul că Gino Iorgulescu zicea că vreau să îi corup jucătorii, că Nea Gigi Staicu dăduse niște telefoane la vremea aceea pe la foștii jucători ai lui. Da, printre care Lupuț, Roșog, Radu Niculescu, Curt. Și i-a spus lui Gino, bă, dar n-are nicio treabă, noi jucăm cinstit. Și culmea că până în minutul 67 am condus cu 1-0 și pe urmă ne-au dat două goluri, ne-au bătut cu 2-1. Atunci am avut galerie, venise Cipri Bretan, care era cu... El era student, parcă, în București și a venit cu o grămadă de băieți. O gașcă, dintr-un cartier din București și a susținut Olimpia. Da, pentru că Naționalul oricum nu avea galerie, erau bancarii. Dar nici noi n-aveam. Nu o să uit niciodată că am avut în 98 meciul cu Dinamo, care l-am pierdut cu 4-0 aici. Și Cristi Borcea era director sportiv, un tânăr de 28 de ani, eu eram președinte, a venit la mine și a zis către mine că a venit cu o galerie, un tren. Și haide să facem reciprocitate. M-am uitat la el, cum adică reciprocitate? Păi crezi că la meciul retur o noi mergem cu galerie? Mergem noi cu staful tehnic, atâta. Păi că nu știu cum, că... Culmea este că, nu o să o niciodată, la început meciul, i-am băgat în partea stângă a tribunei oficiale, în țar, acolo, acolo. La culmea că toți erau beți, se sprijineau unul pe altul și în momentul când să înceapă meciul, au aruncat cu tot felul de petarde și... Gică Tudor Martin Portanu, care era a nostru, efectiv, nu știu, s-o speria de acele petate, a luat un gol, nu știu pe unde a mers mingea. El era atent la ăia, cum aruncau fumigene și tot felul de prostii. Oricum, a fost mai bun decât noi, ne-a bătut. La meciul retur, ne-a dat și mai mult. Am luat 5-1 la ei acasă, dar am fost așteptat de Cristi Borcea așa frumos, cu de toate, știți că... Zic, trebuia să plătești. Fine, relațiile dintre... Apropo de stadionul Olimpia, în 1942 a fost construit acel stadion. În 1942, stadion. Da? Da. În 1964 s-au făcut niște modificări în partea dinspre tribuna oficială. La vremea aceea, din câte știu eu, domnul Darida, Dumnezeu să-l ierte, era inginer, constructor și a participat la... Și mai era un domn pe care l-am cunoscut, Stanciu, a mers pe tren și îmi povestea că el a participat la acea... extinderea tribunei oficiale din 1964. S-au făcut podcova după inundațiile din 70, iar după aceea eu nu țin minte să făcut alte lucrări de amenajare la Olimpia. În 98, când am promovat în divizia cu ajutorul primăriei, era Horea Anderco primar la vremea aceea, s-au făcut vestiare, s-au aranjat, am mai făcut tribuna oficială și s-au pus pentru prima dată scaune în tribuna oficială, că erau înainte bănci. Bun, dar nu modificări spectaculoase înseamnă că n-au mai fost. Nu. Din 42 încoace, mă rog, în 64 încă s-au mai făcut niște, o extindere a tribunei oficiale și pe urmă, după inundații, în 70. Bine, se și vede că e un stadion făcut pentru timpurile acelea, n-are locuri de parcare. Aici este problema că regulamentul cere un număr de locuri de parcare. Oricum, cu pistă de atletism și acolo am avut și niște atleți la vremea aceea de aici, de la Satu Mare, care s-au făcut... Da, păi așa se făceau pe vremuri, stadionele cu pistă. Și avea o capacitate de 18.000 de locuri stadionul Olimpia. Acum, în 2016, când s-a făcut omologarea, am participat și eu la omologare și nu, cu cunoștințe, cu federația, ne-au omologat pentru că era problemă cu tribuna a doua. Și, practic, nu tribuna a doua, era tribuna a întâia, chiar tribuna oficială în zona respectivă. Nu o să uit niciodată în 2004, când am jucat în Cupa României cu Dinamo. Trebuia să trimit la Federația Română de Fotbal ca să putem organiza meciul acasă certificatul de securitate al stadionului și am mers peste tot, gaz, curent, apă, toată lumea mi-a pus vize pe un domn care stă pe colț Ceahlăului cu Mileniului, cum se merge către inspectoratul Silvic, acolo în colț stătea dânsul, a venit și a verificat rezistența, infrastructura stadionului și a zis, domnule, eu nu spun viza pentru că ăsta la niște se intră în rezonanță și se prăbușește tribuna.
Nu știu dacă ții minte, noi am ajuns cam cu Dinamo în prelungiri și cu la 11 metri am pierdut acel meci și eu stăteam în tribuna oficială. De-a vrut să dea scăriță, nu știu care. Șuteu, a vrut să-i dea scăriță lui Bogdan Stelea. De asta vreau să spun că până la urmă trebuia ultimul să pună ștampila primarul. Era Ileș la vremea aceea, eu unde trebuia să pună ștampila acel expert, am pus ștampila Olimpiei și am învârtit-o eu acolo să nu se vadă că ce este și a pus și primarul viza și am trimis acel certificat de securitate la federație. Regulamentul era cam așa, după ce scădeai toate cheltuielile de organizare și tot din încasă, trebuia să se împartă cu federația. Cu echipa Dinamo. Ah, cu echipa. Noi am avut o altă înțelegere cu un pic de pălincă, s-o rezolva, nu a fost nicio problemă. Dar asta vreau să spun că stăteam acolo în tribuna oficială și îi vedeam pe aia de la Dinamo, că și atunci au venit cu galerie. Se tot scuturau acolo, se săreau și tot mă gândeam, Doamne ferește. La un moment dat, țin minte că m-a întrebat Bobby Demian că ce stau așa? Că oricum joacă bine echipa. Meciul stresat, nu i-a spus nimic. Ce trebuie să știe că despre ce? Dar a fost ceva lume? Păi am avut... Atunci am avut cei mai mulți plătitori. 8.279 de plătitori, nu o să uit niciodată, dar au fost 20.000 de oameni. Și în perioada aceea când am fost în divizia, asta a fost în 2004, dar în perioada 98-99 am avut cea mai mare medie de spectatori, 14.400 la Satu Mare. Deci noi am luat locul întâi la media de spectatori. Dar din păcate am retrogradat. Am avut... Deci sătumărenii sunt iubitori de fotbal. Și cunosc, acum, dacă nu numai că sunt iubitori, cunosc fenomenul. Facem paralela. Săptămâna trecută m-am întâlnit... întâmplător cu domnul Cordo, dacă vă spune ceva numele. Mi-a spus și el niște lucruri foarte interesante. Poate să avem ocazia să stăm de vorbă și într-o emisiune despre Olimpia, ce s-a întâmplat, ce se întâmplă în continuare. Facem paralela cu Olimpia de acum. Ce? Bun, a câștigat seria, că, mă rog, în divizia D, cred că nu era nici... foarte greu. Zoli dacă îmi dai voie, uite, o să-ți citesc în 14 noiembrie 98 am avut un meci cu Rapid București, care era pe locul întâi, cu Mircea Lucescu antrenor și în acea echipă, îți citesc, Lobonț în poartă, Dulca Rednic, Mircea Rednic, Stanciu, Bogdan Andone, care a fost și la noi antrenor da. Sabău, Lupu, Bundea, Nanu, Șumudică și Pancu. Asta era echipa care am întâlnit-o noi în 14 noiembrie 98. Echipa Olimpiei era Tudor, în poartă Zanfirescu, Chemeneș, Lupuț, Nan, Cornaci, juca cu 5 pundași, Chirat cu Paul Mihai, Pop, Nicolae, era un băiat de la Baia Mare, Dragomir, Corjan, era Igor Corjan. Avem și mijlocul, tot, era un fel de 5-3, 2, parcă... 4-1. Era un sistem interesant ce juca Nea Gigi. Am avut o brigadă de arbitri atunci, Iosif Biro, Poenaru și Bizinike. Nu o să uit niciodată acel meci. Am condus în minutul 42 Igor Corjan deschis scorul. Era stadionul arhiplin. Venise George Copos cu Samsung-ul. S-au dat niște treburi de tombolă pentru stadion, s-au împărțit radiocastofone, televizoare, alte treburi de la firma Samsung și repriza 1-0 la pauză. Repriza a doua, tot ok, intră Ovidiu Maier, nu știu în locul cui, că nu am aici efectuat, spusă schimbarea, dar nu o să uit odată, nu o să uit niciodată, pentru că el a fost cel care, la o fază, Bizinike, asistentul care era pe partea către tribuna oficială din Ploiești, semnalizează poziția de offside a lui Ovidiu Maier. Ăsta se întoarce, cu șpițul îi trage una lui acest Bizinike, care se pică pe spate și cu steagul în mână. Și îi strigă lui Biro, nu da nimic. Cu vreo 20 de minute înainte, Dănuț Lupu, avea un galben, Cornaci ia mingea de pe partea stângă, de aproape la mijlocul terenului să merge pe contraatac și îl ia în șpagat cu ambele picioare și îl rupe acolo.
Iar urlă Bizinică, numai dacă mai are un galben, nu îi se dă nimic. Dacă se dădeau cele două, doi afară, și culmea este că în 1 minut 86 n-o să niciodată. Ovidiu Maier centrează și Mudică ne dă gol, 1-1. După meci, eram la 5-a batere, am fost la comisia de disciplină la Liga Profesionistă de Fotbal, era domnul Toni Pandrea, care după aceea a fost președintele CSM-ului, un judecător care... M-am dus la el și i-am spus că sunt nou președinte, eram vicepreședinte înainte și după Vasile am preluat funcția de președinte executiv și i-am spus că dacă îmi taie tot elanul, dacă îmi dădea amenda ce ceruse Rapid, era o amendă maximă de 50 de milioane de lei și suspendarea terenului pe două etape. Și zice că nu o să uit niciodată, că mi-a zis, băiețaș, du-te dumneata afară până deliberăm noi și te chemăm înăuntru. Și m-a chemat înăuntru și mi-a zis, nea Toni Pandrea, nu o să uit niciodată, zice, 5 milioane, bine? Amendă. Îți dai seama, eu care mă așteptam de 10 ori și plus. Și zic, mulțumesc tare mult. Îmi venea să mă duc să-l prind în brațe, să-l pup. Am scăpat ieftin după acel meci, dar în returul meciului... Noi acolo la Rapid, seara cu o zi înainte de meci, m-am întâlnit cu George Copos la Crown Plaza, unde era hotelul lui acolo, da, hotelul am povestit lui, cu el și a doua zi meciul, dacă, chestie de 2 cm, 3 cm și nu mai lua campionatul, era să pierdem, să facem 1-1, o lovitură executată de Lucică Nan. Mingea lovește bara și din bară îi dă în picioarele portarului al lui Bogdan Lobon și iese în corner. De asta vreau să spun că după meci, George Copos zice, du-mă, te rog, la băieții tăi, vestiar. De undeva, de la vreo 20 de metri, l-o striga Mircea Lucescu și i-o spus, lasă-mă în pace, că era să fac infarct din cauza ta, că te-am ascultat, că nu... Au fost niște discuții, în fine, ne-am dus la vestiar. Și băieți, mă bucur că suntem de pe aceleași meleaguri, v-ați apărat corect șansele. Paul Miai nu o să-l luăm niciodată, l-o prins de pantalon. Nea George, dă-ne și nouă câte 100 de dolari și lasă poveștile. Lasă-ne cu astea. Da. Dar era cam zgârcit Copos, nu știu dacă... Aoleu, Arici avea la buzunare. El mi-a spus că a cheltuit 5 milioane de dolari la vremea aceea pentru promovarea, ca să ia campionatul. Din 98-99. Și într-adevăr, cu acel meci când ne-au bătut, ei au luat locul 1 și locul 2 era Dinamo, lupta între cele două echipe. Și Dinamo avea o echipă destul de bună. Da, acum, iată, și Rapidul, nici ei nu duc prea bine. Că și ei, prin Liga... Nu, ei acum au promovat în Liga 2, au promovat în Liga 2, dar cum? Da? Cu tot cu Daniel Pancu, acolo și... Pare să că au și bani și vor face. Vreau să citesc așa o echipă a Olimpiei care era în aprilie 99. Ce echipă? E stat de plată? Un stat de plată, că arhiva era... Nu luau bani, nu știu cât. Acum dacă facem socoteală la vremea aceea, erau niște sume. Ce primeau un... 11.350.000. Nu mai știu cum era un cu milioane. Nici eu nu mai țin minte în 99 ce valoare avea. Ce valoare avea. Da. Era așa, Nan Nicolae, Lucian, Chirat cu Petru, Marian, Alexandru, Iodi, Sorin, Dragomir, Ioan, Chiorean, Radu, Negrea, Petru, Prodan, Chiorean Ciprian. Chiorean a ajuns la Steaua, nu? Radu Chiorean, da. Pantea, Darius, Roșogă, Iulian, care a plecat de la noi la Național și Piticul Negrea la fel, Iodi Sorin a mers la Dinamo, la Rapid, Croitorul Justin, Stanciu Mircea, care adusesem de la ASEA, Cornaș Claudiu, Lupus Cristian, care la fel a ajuns la Național și actualmente e antrenorul lui Ceafăru Oradea, Sobu Zoltan, Ciocolată, cum îi ziceam noi, este prin Statele Unite, Căstorii, nu știu, din San Salvador sau din Mexic, Tudor Martin, care este a plecat la vremea aceea la Steaua, antrenor secund la Znagov, cu trică acolo. Așa, Zan Firescu, Paul Mihai, Igor Corjan, care s-a întors la el acolo în Republica Moldova, Ovidiu Suciu, Cioloboc Remus, Kemene Şemil. Remus am înțeles că e prin Franța. Deci ce salarii aveau? Erau niște salarii la vremea aceea de 6.800.000 Chirat, cu Nan avea 11.000.
Nu, că nu mai știu acum, nu-mi dau seama câți nu, bani nu pot erau să, nu pot să, pe vremea... să facem o, o... Dar nu erau salarii exagerate, nu? Da, nu. La noi erau niște bani care și... Aș vrea să spun că la vremea aceea politicul s-a implicat numai ca să schimbe conducerea și să numească o altă conducere. Cu bani nici din greșeală. Cei mai mulți bani care s-au dat Olimpiei, în 2004, am primit 8 miliarde de lei, nu știu și acum dacă am face habar, n-am cum era paritatea ce era, pentru obiectivul era promovarea în divizia, am ratat-o, că am făcut niște meciuri, am făcut egal cu UTA aici, am pierdut la Inău, cu 2-1, ne-a bătut CFR-ul aici cu 2-1. Dacă ții minte, ascensiunea în 2004, CFR Cluj a promovat și de atunci a luat de 4 ori titlul de campion al României și de 3 ori eventul. Da. 2008, 2010, 2012, stai un pic, 2018 și 2019. Da. Dacă politicul s-ar fi implicat atunci... Nu s-au implicat în sensul că nu vă dădeau bani, da? Nu se poate. Era o chestie din asta care eu n-am înțeles. Culmea, asta n-am priceput niciodată, că mi-ar fi plăcut să-l întreb pe amicul Cordo, cum a reușit Olimpia, că după ce eu am fost revocat în 2016, de la 800.000 de lei să ajungă la 2 milioane jumate datorii, când avea un buget de aproape $1 milion. Fiecare... echipa, adică Consiliul Județean era cotizat cu 1.700.000 de lei, Consiliul Local cu 1.700.000, cu drepturi de televiziune, cu niște sponsorizări, APA SER și alte persoane, se ajungea acolo la vreo 4 milioane de lei. Asta însemna $1 milion. Cu un milion de dolari te cam descurcea aproape și în divizia. Dacă pe urmă se dă drepturile de televiziune care sunt de la 1 milion și în sus... Treaba era cam așa, când am zis că nu va retrograda nimeni, nicio echipă, să ne vedem de treabă, nu aducem pe nimeni, că Ordo atunci a permis să aducă 12 jucători la Olimpia, care din cei doi era acel Silviu Pană și ăsta de la Baia Mare, Raul sau băiat, care era jucătorul Dinamo București. În rest, ceilalți nu prea au confirmat pe aici, în afară de... mai avut pe... un portar care o dansa pe la Aurora și a făcut tot felul de treburi, bătut la afumați antrenorul și erau oamenii lui Cordo. În fine, păcat că la vremea când noi am retrogradat, nouă ne era rușine să ieșim în oraș în 99, și eu și Vasile și Marcel și Tudor Stoica, toți, Mircea, Govor, la fel, vai de capul nostru, eram cu capul în pământ și acum... Cordo se plimbă în satul mare de parcă el ar fi fost eroul Sădmarului. Îl descoperi mersul pe jos și în gaura macaronă. Asta vreau să spun, că după meciul, acel meci cu Rapidul, noi am fost cu Mircea, cu Govor, am fost la federație, am depus niște acte și cinstit Olimpia ar fi trebuit să primească suma de 860.872 dolari. Asta era grila, indemnizația de formare a celor trei jucători, Radu, Sergiu, Roșoagă și Lupuț. Nu o să uit niciodată. Deci atâta bani trebuie să încaseze Olimpia, da? Da, după acei jucători. Conform regulamentului, este o grilă. Ce i-ai dat acelui jucător, atâta îți revine. Deci e o sumă atât de mare. Radu, Sergiu și Roșoagă făcuseră parte din Naționala de Juniori a României. Roșoagă chiar a avut vreo 37 de meciuri jucate, Radu, Sergiu mai puțin, dar... toate comisiile ne-au dat dreptate și până la urmă de la Liga Profesionistă de Fotbal am fost trimis la adunarea generală a Federației Române de Fotbal. Am discutat cu Mircea Sandu, mi-a zis la vremea aceea că trebuie depuse în memorii să se dea la fiecare participant de la adunarea generală, n-o s-o niciodată, 313 memorii, a câte 12 pagini fiecare le-am făcut. A fost greu să le card, nu să le mai să le și faci. Și în momentul când adunarea generală, la un moment dat s-a trecut la diverse și la un moment dat Mircea Sandu face anunțul. Ne întâlnim la etajul 20, la restaurant Balada, la Inter. Acolo se ținea masa după adunarea generală. Și bineînțeles că am sărit în sus. Olimpia, cazul nostru, domnul președinte, l-a făcut cu mâna, Moit. Și bineînțeles că la masa acolo m-am luat de el și i-am zis, cum e posibil, domnul președinte... Zice, cum să mă bat eu cu George Copos,
care era, nu știu, viceprim-ministru sau ce era la vremea aceea. Da, era, a fost la un moment acolo dat, și era. Dincolo la Național era Vlad Soare, care era viceguvernatorul Băncii Naționale, era președintele Consiliului de Administrație a Naționalului. Da, deci nu puteai să te bați tu, Catrină Raț, de la Mircea, Mircea atunci cu... vroia să neapărat să ajungem la TAS, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Discutasem cu un avocat la București, era vorba de vreo 10.000 de dolari ar fi costat toată treaba, nu știu din ce cauză, ceva sau. Da, merita și... până la urmă să dacă dați oricum, 10.000 de... 10.000 de, dai 20, dar luai 860, nu știu exact ce zic, dar n-au fost corecți nici atunci cu noi și de-aia am zis că e foarte greu să reziști când stai unde e harta agățată în cui. Și mai vreau să spun ceva, văd acolo pe meu și nu știu pe cine, că conduc mari conducători de club, să vin aici la Satu Mare, un meme, să văd cum se descurcă. A fi cu mare conducător de club când îl ai pe Becali cu banii. Bine, toți... înainte meme-ul a fost la Galați, dar și acolo avea, l-avea pe... Păi, unchiul său era directorul general al Sidex-ului, dar l-o săpa pe, pe Marius Stan până când i-o lua locul și... Pe... Nu... Așa... sigur, revenind puțin tu la Olimpia de azi, ce se întâmplă? Ce zici tu că se poate întâmpla? Bun, am câștigat grupa cu nu știu, diferență se va, mare. Se, deci... se va merge, nu știu, acum am înțeles că sunt trei serii care se vor... Da, se, un turneu, mai întâi e un turneu intern, între cele trei mari, da, câștigătoare și care câștigă merge și joacă cu reprezentanta cu... județului Bistrița. Bistrița sau Sălaj, nu mai știu. Bistrița, cred că. Bistrița Năsăud. Mă rog. Bun. Dacă se promovează, oricum nu este Olimpia, e CSM, Clubul Sportiv Municipal Olimpia. E o... Făcă... Hai, unde, domnule, că... unde am vorbit și cu Florin Mureșan la un moment dat când am vorbit de basket, e clar că basketul e acolo titular. Da, unde, unde sunt 20.000 de spectatori la basket. Eu n-am nimic cu basketul, că e un sport cu tradiție. Nici eu n-am, asta îi spuneam și lui Florin. Din liceu am avut colege basketbaliste. E foarte bine, doar că atunci, mai ales când folosești bani publici, pentru că sunt exact, bani publici, nu-i corect. Trebuie să ai ori să-ți mărăni în echipă, ori măcar public, dacă e, când, când se dă, că am avut o discuție cu un domn de la CSM, când i-a spus, și dracu mă, dați la un american că 9.998, nu, 10.000 de, de euro, 9.998. Da, se, ca și prețurile alea de pe la deci supermarket. Deci cu 2 euro nu era 10.000. Păi, să mă ierte Dumnezeu, să dai ața bani pentru că ne-o fi plăcând nouă basketul, dar în sala noastră intră 400, 400 dacă cu... pe, pe, pe burtă și unul peste altul. N-am nimica cu basketul. Fotbalul de bine de rău la nivel de divizia B. Ce puțin la nivel de divizia B se poate ține o echipă? Zic eu, de oameni, de spectatori. Dacă este și mai ales dacă sunt jucătorii noștri, vor veni și mai mulți. Eu țin minte că înainte de după 95, după ce a fost barajul cu CFR Cluj, după ce a fost uns Gobi Bot, Dumnezeu să-l ierte, ca antrenor la Olimpia, erau meciurile, nu exista meci să nu câștigăm. 4-2, 4-1, 4-0, 3-1, 3-2. Deci un joc ofensiv frumos, cu goluri multe. Ne-am clasat tot timpul în primele locuri, iar în 97-98 am promovat în, în divizia cu Gobi. Și e o treabă care, eu zic că Olimpia, cel puțin de, la nivel de Liga a doua, din bine, banii apropo, contribuabilor... Apropo, pot... de apropo de Sătmărenie, am promovat cu Gobi, după aia l-am schimbat pe Gobi. Da, din noiembrie până în aprilie a fost Gigi Staicu și după aceea Gigi a plecat și a rămas tot Gobi. Și am avut niște meciuri la vremea aceea, că nu o să o niciodată, ultima etapă s-a jucat undeva în 12 iunie, practic, cu Bacău. Și mai aveați o șansă? Eram retrogradați, nu mai era nicio șansă. Nu mai era nimic. Am avut noi niște unde meciuri. S-a pierdut? Adică unde s-a retrogradat, matematic vorbind? Deci, de, din ce etapă știați că sunteți retrogradat? Sau care era după, meciul de care... După, după noi am fi putut, dacă am fi bătut Piatra Neamțu aici, dacă am fi bătut Constanța aici, după aceea când a venit... Oneștiu, deja eram pe 14 mai, 13-14 mai în 99, deja eram retrogradați. Și atunci am pierdut... Deci trebuia să bateți acasă Constanța și... Da, și dacă am fi reușit să luăm și de afară niște puncte. Am mers la, la Ploiești, am avut prima etapă, acolo am pierdut cu 1-0. Deci noi n-am... cel mai tare am pierdut la, la Piatra Neamțu, ne-am luat 4-0.
Mă sună între timp și Nicu, dar nu pot să-l iau așa direct. O să... Care Nicu? Maxim. El era ceva lider de galerie. Pe da, era șeful galeriei. Șeful galeriei. Deci era galerie până la urmă la Olimpia. Exista și galerie. Da. Până la urmă, dacă stăm să ne gândim și să ne amintim, eu și în divizia B, parcă văd stadionul așa și aproximez, 4-5 mii de oameni erau. Erau, că... Deși în divizia B, nu vorbesc de A, când se făceau câteodată, mă rog, stadionul era plin. Dar și în divizia B, 4-5 mii de oameni erau, zic eu. Asta înseamnă până undeva se punea întrebarea pe un program, de ce nu vin sărmărenii la... meciuri și la vremea aia veneau 2-3 mii de oameni la meci. Păi vin, auzi, Cati, tu nu vezi în divizia A, apropo de Chiajna și de voluntari și de câți oameni sunt în tribună? Hai să fim cinstiți, că Satu Mare tot timpul și în divizia B avea mai mulți spectatori. Corect, da. Ca și cum vedem acum... Uite, la meciul cu Corvinu Unedoara din 6 septembrie 97. E pus aici o întrebare, de ce nu vin spectatori la meciurile Olimpiei? La prime două meciuri era un număr de aproximativ 2.000-2.500 de spectatori în divizia B. Oare ar fi fost mai mulți dacă meciurile disputate ar fi fost jucate în divizia A? Acum că eram în divizia B, sigur că da, sigur că erau mai mulți. 2.500 nu au echipe de divizia A, apropo de acest lucru. Da, așa este. La vremea aceea aveam o echipă cu Petre Nicolae, Sobou, Cic 2, Iodi, Paul Mihai, Dragomir, Farcău, Negrea, Mucenica, Popovici, Cornaci. Ce nume, de, totuși erau fotbaliști, nu începători în fotbal. Din păcate, în 2016, în 2017, la terminarea turului, 2017-2018, cred că dacă în Guinness Book ar trebui să ajungem pentru faptul că am fost excluși din campionat de 4 ori și pe lângă asta am Olimpia a fost penalizată cu, din câte țin eu minte, nu 4-6 de puncte, ci vreo 73 de puncte. Că ai avut, de capul meu, trebuie să jucăm 3 campionate și să 50. Ajungem la 0. Da. Și plus 9 luni și ceva nu și-au luat băieții salariile. Au rămas fără salarii. Păi ideea pe care și-au depus memoriile, tocmai de aceea am fost excluși de 4 ori din campionat. Că se depuneau la... Cati, suntem în 2019, mai sunt 2 ani și e centenarul. Da. Păi și n-ar trebui, nu știu... Nu știu, în 2016... Când numai, adică e centenarul, dar nu mai există Olimpia. Când am ajuns la Olimpia, era vorba că se va face o strategie pentru ca în 2021 să se poată promova... În Liga I să sărbătorim 100 de ani prin așa promovare. Era frumos. Așa ar fi fost frumos. Dar acum nu se mai poate realiza, practic este imposibil. Nici teoretic nu se mai poate. Nu știu ce să zic. Poate... Și practic mai e echipa care este a olimpiștilor voluntari, care practic ar fi Olimpia 1921. Bun, până la urmă aia, dar e evident, acum tu știi mai bine, că n-au resurse de a trece de... Vor păți ca și Poli Timișoara, care tot așa da, s-a mai făcut. Acei suporteri de la Timișoara și vorba aceea, Timișoara este alt oraș, alt nivel, cinci ori mai mare decât Satu Mare. Și statut și acum, economic. Acum au retrogradat, nu mai au nicio șansă să scape, cât că... Dar la un moment dat îți dai seama, 3 echipe la Timișoara, Ripensia, Politehnica Timișoara, aia cu tradiții și asta la altă făcută de către fosta Recaș. Da. Făcută de către pe... suporte. Da, eu nu înțeleg la echip de ce nu fac din 3 una bună și mă rog, că, da. Și acolo sunt ambițiile și așa. Cati, nu mai avem foarte mult timp. Sigur, am putea povesti cu Catinel Raț până de seara. Până aș vrea încă ceva să spun legat de activitatea mea la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Da, asta voiam să spun ca să... Cred că cel târziu, până prin 10 iunie, se va da în folosință la club un laborator pentru recoltarea analizelor medicale pentru pensionari. Și
O să anunțăm, dar... Asta spunea Lucian Marișca că aveți în vedere. Da, da. Și pe mâine deja tot ce trebuia pentru dotare, mobilierul plus acel scaun tip pat pentru recoltare, vor sosi la... Deci pensionarii se vor putea merge acolo, da? Și exact. Să se recolteze cu anumite... Analize vor fi gratuite, iar o parte se va plăti și vom suporta și carpul, o parte din deci iată o veste extraordinară pentru pensionari, pentru că dumneavoastră aveți nevoie, sigur că da, la o anumită vârstă, chiar dacă nu simțiți anumite dureri, e foarte bine să vă faceți analizele ca să știți de ce trebuie să vă feriți. Deci la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, alături de alte facilități, cum sunt și de care știți, acele împrumuturi foarte rapide, fără atâtea povești bancare, că la bancă știți cum e, plus că ea sunt cămătari cu acte, cu dobânzi foarte mici la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Să mai dau compensații pentru ochelari, pentru dacă se merge în stațiune și acum, în ultimul timp, deja suportăm și o parte din spitalizarea pensionarilor, dacă este caz de plată. Deci iată facilități multe la Casa de Ajutor Reciproc. O să revenim și cu Lucian Mariș ca să dezvoltăm ce vestea bună pe care ne-a dat-o Catri cu aceste analize care se pot face. Ne pare rău că suntem pe sfârșitul emisiunii. Aș mai vrea să zic ceva. Pe data de 5 iunie anul acesta la Casa de Cultură de la ora 19 s-ar putea să fie un music call. Dacă noi ne iubim, este un grup de vreo 40 de tineri care au fost la Next Star, Vocea României, România au talent de la București, care pe muzica lui Holograf tratează o temă, Dacă noi ne iubim, și s-ar putea să se ajungă aici. Deocamdată nu s-au vândut un număr de bilete încât să-și poată permite să facă deplasarea, dacă lumea, am înțeles, sunt la Casa de Cultură bilete și la AutoAs. Deci facțiune, dacă doriți, cumpărați-vă bilete, pentru că să știți că asta este practica la spectacole. Nu vă bazați că vă luați bilete atunci când mergeți acolo, pentru că artiștii, organizatorii trebuie să cunoască numărul de bilete pentru aceste cheltuieli. Deci nu vă bazați, las că merg și-mi iau înainte. Dacă doriți, sunteți curioși de... Și este și un act caritabil pentru un copil bolnav de autism de la Carei. Pentru care se vor da acest spectacol. Și de aceea eu fac un apel. Pe 5 iunie, biletele la Casa de Cultură. Casa de Cultură, da. Da, și încheiem prin a ne spune când va fi acel recital de muzică, concurs de muzică ușoară, Paul Arad. Apropo că am uitat de festivalul ediția a doua, de obicei, deci anul trecut a fost pe 20 aprilie, dar am hotărât să se țină în 15 noiembrie, când este ziua de naștere a lui Paula și nu când s-a întâmplat acel accident groaznic. Și deci pe 15 noiembrie o să fie, încă nu știm dacă la Casa de Cultură sau la Filarmonica din Ulipati. Bun, până atunci oricum. Bineînțeles, o să mai dăm prin mass media. Și până atunci te mai așteptăm și în emisiune. Da, o să mai discutăm pe tema respectivă și să vedem cine o să fie invitat să ne cânte. Eu aș vrea să o aduc la pe Angela Similia, care a revenit iar cântă și pare să că o să vrea să vină. Da, i-ar fi foarte... Și să vedem cine se înscrie la concurs. E un festival concurs dedicat tinerelor talente, așa cum a fost și Paula, în muzica ușoară. Dar cu asta vom reveni cu aceste amănunte. Mai am făcut această mențiune că în 15 noiembrie o să fie, deci nu, da, nu de-aia n-a fost în aprilie. Da, pentru lumea care credea, pentru că până acum a fost în aprilie. În aprilie, dacă. Da, ne pare rău, oricum am trecut peste timpul dedicat, la fără 10 trebuia să terminăm, asta da. Încă mai puteam, multe, erau niște chestii. Și de Dan de Iaconescu toată noaptea, aveam ce povesti, ca să nu... Da. Da, nu mi-e frică în emisiunile cu tine că rămânem fără subiecte. Mai era aici un lot printre jucători de la Olimpia, mai era Lascarache, Mironaș, Ivan Valentin, Roman, Sorin, Blăjan, Adrian, Tenfli, Țuțuraș, Dulcea, jucători care pe parcurs au ajuns prin divizia, exact. Majoritatea, da. Adică mulți dintre ei. Asta vreau să vă spun, că Lascarache, Virgil,
Și am mormântat, fiind aici la Olimpia, de 3 ori tatăl. Ca să de, poată pleca, să da? Poată pleca, da. Și culmea este că după prima... La a doua am sunat și cine mi-a răspuns? Tatăl lui Lascarache. Și zic, domnule, dar nu ești mort? Cum, domnule, dar ne-am cunoscut la București? Păi stai numai un picuț, Virgil a zis că să-i dăm, să-i dau banii rata de contract, că trebuie să meargă să te mormânteze. Deci, da, am da, avut... e, de altfel fotbalist bun. Până la 17 ani juca la Steaua, păcat de el că... din păcate, unii care sunt chiar fotbaliști au probleme la mansardă. La, o iau razna. Da, la acolo. Gândirea, nu... Da. Zice că în loc de substanță cenușie, unii au mușchi. Din probabil păcate, că Virgil din păcate s-au pierdut ar fi avut talente, așa ceva. Multe, da. Așa. Stimați telespectatori, vă mulțumim că ați fost, ca de obicei, alături de noi. Nu uitați, încă o dată, pentru spectacolul, dacă doriți să participați în 5 iunie, mergeți la Casa de Cultură, e un spectacol cu care are, iată, și o mare parte de ajutor pentru un copil bolnav. Și mai ales nu uitați la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, în câteva zile veți putea beneficia de analize medicale. Cu acest subiect vom reveni. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Sunt Victor Constantinovici și vă doresc în continuare o seară plăcută.